Scoarța se numără printre cele mai mari comune din județul Gorj. Acest lucru vine însă și cu greutăți. Unii cetățeni ai comunei nu și-au mai plătit taxele și impozitele de ani buni, iar datoriile s-au acumulat până la sume importante de bani. Pentru a-i determina să plătească, dar și pentru a-i ajuta pe debitori, primăria a dispus reducerea penalităților care, uneori, erau mai mari chiar și decât suma datorată. Noi am încercat prin serviciul taxe impozite, prin hotărârea Consiliului Local, să facem și unele facilități. De exemplu, în această perioadă, conform codului fiscal, e aceea reducere de 10%. E, noi, de când sunt eu primar, am luat o hotărâre prin Consiliul Local să putem să-i ajutăm pe cetățenii care au datorii foarte, foarte mari. Sunt mulți care de-a lungul timpului nu și-au plătit și au ajuns ca penalitățile să depășească debitul în sine. Și atunci, conform codului fiscal, putem, dacă cetățeanul are o sumă destul de mare, vine la noi, vedem ce sumă are, putem, deoarece încă o dată afirm, avem hotărârea Consiliului Local și ne încadrăm în lege, să le ștergem penalitățile. De 2-3 ani, de 3 ani avem această procedură, avem și anul acesta, îi așteptăm cu drag pe cei care știu că au datorii mari și penalități să vină la noi să putem să-i ajutăm. Nu încasăm noi suma respectivă decât debitul, dar scădem din suma totală și acel cetățean scapă și omul de datorii. Edilul din Scoarța spune că măsura adoptată a avut un impact benefic asupra comunității. Unii dintre datornici au venit imediat să scape de povară la auzul veștii că nu mai sunt nevoiți să plătească penalizările. Primarul este de părere că astfel cei care ajung cu dările la zi vor veni apoi an de an să plătească pentru a nu mai acumula sume greu de suportat. Autoritățile au înțeles că situația financiară a cetățenilor este una dificilă, mai ales din pricina pandemiei, și bugetul local a avut de suferit. Primăria a împărțit măști și dezinfectanți și a dotat inclusiv școlile cu materiale igienico-sanitare. Oamenii au avut cheltuieli suplimentare, poate. Noi am ajutat ce am putut din cadrul bugetului local. Cu o mască, cu diferite substanțe și la școli, am dotat școlile și cetățenii, chiar am mers în comună, unde a fost nevoie, le-am oferit 2, 3, 10 măști, chiar am primit și pentru persoane defavorizate și le-am dus acasă, cele care am primit prin Uniunea Europeană măști pentru cetățenii comunei Scoarța. Este obligația noastră să fim atenți cu cetățenii. La Scoarța sunt mai multe proiecte în desfășurare și se anunță și reabilitarea unor instituții.